Bună ziua, bine v-am regăsit la emisiunea Metope. Astăzi avem un invitat care a făcut pentru noi un mare sacrificiu. Este vorba despre Aurelian Crăiuțu, care este profesor de științe politice la Bloomington, la Indiana University, și sacrificiul la care mă refeream este că s-a sculat cu noaptea în cap ca să poată fi alături de noi în această emisiune. Este ora 6 dimineața la Bloomington și, de-al minte, puțin mai devreme auzeam păsărelele cântând, bănuiesc, în curtea din fața casei domnului profesor. Îl salut așadar pe Aurelian Crăiuțu. Nu spunem bună ziua, ci bună dimineața. Bună dimineața! Și, de asemenea, ca de obicei, îl avem pe Răzvan Ioan alături de noi. Va fi un dialog în trei. Îi vom pune întrebări lui Aurelian Crăiuțu. Aurelian Crăiuțu a studiat în Statele Unite încă din anii 90, a făcut o teză foarte remarcată la Princeton University despre gândirea liberalilor francezi din secolul XIX, despre așa numiții doctrinari, le doctrinaire. De-al minte, trebuie spus că și tânărul Nicu Steinhardt era pasionat în anii 30 de gândirea doctrinarilor francezi. Eu, de pildă, știu de doctrinarii franceze la Ortega y Gasset, care vorbește despre Guizot și alte figuri de acest gen în faimoasa lui carte Revolta Maselor. Aurelian Crăiuțu a scris această teză la Princeton University, a fost publicată în anii 2000-2003, dacă nu mă înșală memoria, a fost tradusă și în franceză, o carte remarcabilă despre gândirea doctrinarilor francezi, în special a lui François Guizot. E oarecum paradoxal, poate, ca un român să fie marele specialist în America în materie de filozofie politică franceză. Mă rog, paradoxul ăsta la scară ceva mai mică l-am trăit și eu, pentru că am fost lector de franceză, a fost prima mea experiență didactică, lector de franceză la Boston College în 99-2000, tocmai când Aurelian Crăiuțu susținuse teza și plecase să predea în frigurile din, nu mai știu de unde, din Iowa sau unde era. Statul Iowa, dar Iowa, după era un... în nord de tot, era o zonă foarte friguroasă, din câte îmi amintesc că povesteai pe atunci. Vom vorbi, evident, despre temele care ne interesează pe toți trei: filozofie politică, vreau să vorbim despre François Guizot, vreau să vorbim despre figuri mai apropiate de noi, cum ar fi Raymond Aron sau Isaiah Berlin, vreau să vorbim despre cărțile tale despre moderație. Ai scris multe, două cărți despre moderație, despre virtutea moderației, moderația în politică. Și aș vrea să încep cumva abrupt, da? Că tu, care ești un promotor al moderației, un teoretician al moderației, te-ai trezit în 2017 ținta unor atacuri furibunde chiar la Indiana University, pentru că ai vrut să asculți ce avea de spus un intelectual controversat, conservator, și anume Charles Murray. Povestește-ne puțin de această întâmplare. Că am citit pe internet, am văzut că a fost vandalizată ușa ta de la birou, că ți-au băgat gumă de mestecat în, cum să spun, ială. Povestește-ne puțin. Bună ziua tuturor! Îmi face plăcere să fiu în dialog cu voi.
Episodul de care vorbești a avut loc în aprilie 2017, deci acum 3 ani. A fost un episod de care mi-aduc aminte cu plăcere doar din punctul de vedere al reacției studenților. Reacția colegilor mei a fost mai puțin încurajatoare. Despre ce e vorba? Charles Murray a scris o carte în 1994, care a fost controversată. A scris-o în colaborare cu un coleg care a avut norocul să moară exact înainte ca volumul să apară, astfel încât tezele cărții au urmat să fie apărate doar de Murray. Cartea se numea The Bell Curve. În carte există câteva teze controversate care i-au atras reputația de rasist lui Murray. El care, de fapt, a petrecut 5 ani în Thailanda, a fost căsătorit cu o persoană din Asia de Sud-Est și are 2 fete birasiale, ca să zic așa. În fine, povestea este că oriunde mergea el, el s-a pensionat între timp, reputația era de rasist și el atrăgea după sine proteste. A atras și la Indiana. Și interesant este că oamenii în general nu citesc atunci când pun etichete. Și acest lucru se întâmplă și cu el. Foarte puțin nu mi-a citit cărțile, dar a auzit că Murray, în esență, ar fi rasist. Astfel încât oricine, prin legătură indirectă, oricine l-ar invita pe Murray să vorbească sau ar dori să-l asculte să vorbească, este și el sau ea calificată de rasist. Asta mi s-a întâmplat și mie, de altfel. Programul pe care îl conduc la Indiana, se numește programul Tocqueville, are decis atunci să sponsorizeze simbolic, deci nu cu bani, un grup de studenți care l-au invitat în campus. Astfel încât noi am creat oarecum posibilitatea ca el să vorbească. Ce a urmat, ai putut vedea de pe internet, au fost proteste, au fost scrisori deschise către universitate, astfel încât invitația să-i fie retrasă și au fost apoi amenințări care mi-au fost aduse mie. Persoana mea nu este importantă aici, este importantă lecția pe care am învățat-o cu toții și anume, e o lecție care în felul ei este o oglindă a stării societății în care ne aflăm astăzi. Cum ne raportăm față de dezacord? Cum ne raportăm față de cei cu a căror opinii nu suntem de acord. Ori, în această privință, episodul Murray ne-a învățat câteva lucruri fundamentale. Vrem să trăim în ce se numește camere etanșe în care nu auzim decât ecourile vocilor noastre. Vrem să trăim și să ascultăm opiniile doar a celor care sunt de acord cu noi. În principiu, spunem că este bine să fim partea unor discuții în care se există schimburi puternice de idei, dar atunci când e vorba să ne confruntăm cu adversari de idei cu ale căror idei nu suntem de acord, atunci încetăm disponibilitatea de dialog. Asta s-a întâmplat. Charles Murray, sigur, cartea lui faimoasă, The Bell Curve, poate vorbim puțin despre ce teze anume au suscitat controverse, dar nu e un caz izolat. Sunt mari figuri intelectuale care se confruntă cu aceeași problemă. Harvey Mansfield, da? Profesorul de la Harvard, e un monument al lumii universitare americane. E profesor acolo din anii 50, dacă nu mă înșală memoria, și recent a fost invitat de o universitate canadiană și baia dezinvitat. Foarte jenat, președintele universității a spus că mai bine nu vine, ori așa ceva este absolut scandalos. Harvey Mansfield este o mare figură intelectuală, este o onoare pentru orice universitate demnă de acest nume să-l aibă drept invitat pe Harvey Mansfield. Nu numai că președintele universității s-a comportat mitocănește în fond față de un gentleman, însă este foarte păgubos. Hai să spunem că Murray, da, mă rog, a spus unele lucruri care sunt ciudate, poate adevărat, mă rog, nu intrăm, nu e totuși același tip de figură. Charles Murray a fost foarte important în Enterprise Institute, acest think tank conservator, în timp ce în cazul lui Harvey Mansfield avem de-a face cu un mare profesor. Da? Și uite că se întâmplă asemenea lucruri. Intervin pentru Aurelian Crăiuțu, pentru că ne-ați
vorbi despre această problemă a dialogului. Teoretic vrem cu toții dialog, dar de fapt ne comportăm ca și cum am vrea să intrăm în camere tan și să auzim doar părerea noastră. Dar în cazul lui Charles Murray, cum ați spus, mulți poate că nici măcar nu au citit cărțile. Evident. Nici măcar nu e vorba de un dezacord real, care să spunem ar fi prea mare și n-ar putea fi suportat. Exact. E superficial, e vorba doar de emoții, de afecte care dau o scuză pentru, spunem, ură, pentru o formă de ură de a se manifesta. Ironia face ca invitația adresată lui Murray să fi fost pentru a vorbi despre o carte care, de fapt, anticipase venirea lui Trump la putere. Cartea a apărut în 2012 și acesta a fost subiectul pentru care studenții l-au invitat. Ce carte din 2012? A lui Murray? Cartea lui Murray, care se numește Coming Apart, deci despărțirea, cum ar veni, în care el analizase condiția bărbaților albi din Statele Unite, a clasei muncitoare, bărbații albi din clasa muncitoare, și văzuse clar că există această tendință de separare între clase, astfel încât societatea devine, cum spuneam, o societate de camere separate între ele, de bule, dacă vreți. Și această teză, de altfel, a fost foarte discutată și în alte universități. Nu mai vorbesc de faptul că intelectuali de stânga, cum ar fi Cornel West, îi predau acea carte la Harvard. Deci nu e vorba de o chestie ideologică, e o chestie de analiză științifică. Ori, acest lucru este ce e important de învățat din toată discuția asta. Faptul că în general avem tendința, și mă includ și pe mine aici, avem tendința să ne rezumăm la câteva impresii pe care le-am primit din lectura unor articole, nu ne facem temele acasă, ne luăm după ce au spus alții, astfel încât, practic, ajungem la un dialog al surzilor, ceea ce s-a întâmplat în cazul acela, pentru că... Dar nici măcar n-a mai fost dialog, Aurelian, pur și simplu. Unii au țipat afară, el și-a făcut conferința și că asta s-a întâmplat. Exact. Dar asta este, cum să spun, asta e lecția pe care am învățat-o cu toții. Mie nu mi-a făcut plăcere să fiu în mijlocul acelor evenimente și nu, în general, nu caut o astfel de publicitate. Însă, ceea ce e interesant este că atunci când am încercat să intru în dialog cu criticii mei, mi s-a spus, foarte interesant, știu foarte bine ce gândești, nu e nevoie să citim ce scrii. Eu tocmai le adresasem atenția asupra faptului că scrisesem două cărți despre moderație în politică. Și am spus, e o contradicție în termeni aici, ceva nu e în regulă, fie la nivelul meu, fie la alt nivel, dacă etichetele rămân valabile. Deci această lipsă de disponibilitate pentru dialog, de fapt, merge împotriva a ceea ce spunea John Stuart Mill în cartea sa, foarte frumoasă de altfel, despre libertate. O carte la care țin foarte mult. Mill spunea în capitolul 2 al acelei cărți următorul lucru. Nu trebuie să ne erijăm niciodată în instanțe infailibile care să refuze dialogul. E posibil să facem greșeli în modul în care ne raportăm la alții și în modul în care ne apărăm ideile. Ori, noi trebuie să ne rugăm, practic, spunea Mill, să avem parte de adversari de idei inteligenți, puternici și disponibili dialogului. Pentru că altfel, noi nu mai știm în ce credem, noi nu mai suntem capabili să ne apărăm propriile noastre idei. Dar, Aurelian, ce spunea Murray atât de groaznic în The Bell Curve a provocat și provoacă în continuare asemenea reacții? Nu este o carte pe care eu s-o fi citit, ca să fiu sincer. Deci vorbesc și eu acum din alte surse. Dar în acea carte există un paragraf pe care el l-a citat, de altfel, pentru că știe că a fost obligat să citească, în care face o legătură între inteligență și rasă, dar nu în modul în care criticii lui au anunțat, dar există o anumită ambiguitate care i-a tras. Bazează pe niște statistici sociologice, bănuiesc. Nu? Despre IQ. Deci, el merită criticat pentru acea formulare și asta e treaba lui. Da, sigur că da. Da, nu de-aia iubim noi, era formula... Da.
De la Radio Erevan, da. Îl iubim noi. Deci noi nu l-am sau nici măcar nu-l iubim, dar măcar îl ascultăm. Să discutăm, da, chestia. Dar chiar să zicem că el ar fi avut o opinie greșită și despre această polarizare, că el despre asta a vorbit la Indiana. Despre felul bun, la Indiana University înțeleg că a vorbit despre cartea lui din 2012, în care Coming Apart, da? Despre polarizarea politici americane și uite, e bine să vorbim tocmai despre acest subiect, cu toții constatăm o foarte intensă polarizare și într-o direcție și în cealaltă și nu știu, mă și gândeam, în 2016 aproape că au semănat alegerile din Statele Unite cu alegeri de la noi, în care orice variantă e proastă, știi? Înainte, mă rog, aveai de ales între Mitt Romney și Obama. Totuși, Mitt Romney, eu l-aș fi votat pe Romney. Îmi plăcea foarte mult, enorm de mult îmi plăcea McCain. Mă gândesc că de la al doilea război încoace, sistematic aș fi votat candidații republicani, chiar și pe Barry Goldwater, pe Nixon, pe Reagan, pe toți, evident. Însă, e adevărat că e o problemă acum, o problemă de criză a conservatorismului american și vreau să vorbim despre asta. În ce măsură Trump este un simptom al unei anumite crize a conservatorismului american, poate a unui anumit eșec al elitelor conservatoare clasice, să le spunem, și pe de altă parte această fugă către extreme. Pentru că și la stânga, da, în Partidul Democrat, vedem poziții delirante, da, sau cel puțin așa mi se pare mie. Cum explicăm fenomenul Bernie Sanders? Cred că era de neimaginat un Bernie Sanders acum 20 de ani în postura aceasta de candidat credibil. Să nu uităm că până nu demult, în interiorul Partidului Democrat, disputa era între Joe Biden și Bernie Sanders. Cine și-ar fi imaginat acum 20 de ani, când Bernie Sanders poate fi luat în serios? Bun, ai pus pe tapet o mulțime de lucruri. Multe, știu. Multe. Problema polarizării, propun să procedăm începem metodic. Începem cu asta, sigur, că e cea mai gravă, cea mai de... Da. Deci, în 2016, actualul președinte Trump a fost ales cu 62 de milioane de voturi. Hillary Clinton a câștigat 65 de milioane de voturi și a pierdut în final la colegiul electoral. Bun. Faptul că Trump a reușit să știți că au avut mult mai mult decât am avut eu. Bun. Deci, nu cu mult, asta... aproape. Eu aproape. Cu cât? 100 de 100 de ori mai mult sau cât? Deci, nu, de 10 ori mai mult. Sunt două lucruri care nu pot fi... Două lucruri care nu pot fi negate. Unul este că Hillary a câștigat vot universal, doi, Trump a câștigat la colegiul electoral. Bun, acum, 62 de milioane de oameni care votează pentru tine înseamnă că există o problemă în societate. Există evident. Trump a reprezentat oarecum aspirațiile, disperarea sau ce vei să adaugi aici, a 62 de milioane. Deci el este un simptom, dacă vrei, al unor probleme grave în societatea americană. Probleme serioase, să nu vorbim catastrofic aici. Probleme serioase care și-au manifestat oarecum vocea în 2016. Deci Trump nu poate fi nici, cum să spun, nici demonizat ca fiind reprezentantul acelor persoane deplorabile care au votat în necunoștință de cauză, dar nici nu poate fi, cum să spun, exagerat în importanța pe care o are. Deci există aceste probleme în societate care nu au dispărut nici astăzi și care nu vor dispărea nici dacă Trump câștigă sau pierde în noiembrie 2020. Care sunt aceste probleme? Una dintre ele este problema polarizării. Lupta între Clinton și Trump în 2016 arată cât de polarizată și cât de divizată, dacă vreți, este societatea americană astăzi. Este acest lucru nou? Nu. Societatea americană a fost întotdeauna divizată, a fost întotdeauna oarecum separată de diferite viziuni. De exemplu, viziunea asupra rolului statului. Care este rolul statului în economie? În mod tradițional, republicanii au au gândit corect.
Nu neapărat. Au făcut. Să nu uităm că Reagan a implementat, nu că era președinte, când era guvernator, anumite politici care erau mai degrabă reprezentative pentru democrații. Reagan a făcut, a crescut și taxele la un moment dat, a scăzut, a făcut o reformă a imigrației și așa mai departe. Lucruri imposibile astăzi. Dar, în general, republicanii s-au declarat pentru taxe mai mici, pentru deficite bugetare mai mici și, în general, pentru libertăți individuale apărate, mult mai strict. Democrații pentru ceea ce se numește un stat al bunăstării sociale, asistență socială și așa mai departe. Ori, această polarizare la nivel de idei, polarizare ideologică, e normală în orice societate. Nu trebuie să fim de acord asupra tuturor acestor aspecte. Ceea ce a intervenit în 2016 a fost o altă formă de polarizare pe care eu aș numi o polarizare afectivă. Este ideea că suntem angajați într-un război existențial. Suntem partea unui trib, nu suntem partea unui partid. Tribul înseamnă ceva a cărui identitate mă definește pe mine mai mult decât orice. Astfel încât dacă tribul meu pierde, el este anihilat, eu însumi sunt anihilat. Ori această polarizare afectivă a dat impresia faptului că suntem angajați într-un război existențial, un război de sfârșit de lume, ca să citesc pe Mario Vargas Llosa, da? Un război al sfârșitului lumii. Și acest lucru a făcut ca percepțiile celor două tabere despre ea, despre cealaltă, să fie total negative, astfel încât, practic, oamenii au decis să aleagă răul cel mai mic. Știu bine prieteni republicani care și-au strâns nasul și au votat pentru Trump, deși ideile lui Trump și ideologia lui Trump erau total stilul lui Trump. Stilul erau total diferite, da. Întrebare despre tocmai despre această componentă afectivă. Pentru că mi se pare că ce au în comun, sau un lucru important în comun între Trump și Bernie Sanders, este o formă de populism. Ei pretind că știu voința poporului, știu ce simte poporul și ei reprezintă această voință, un fel de entitate mistică, a la Rousseau, romantică, și ei reprezintă aceste afecte, sunt încarnarea acestor afecte. Credeți că e corect că aceste tabere văd în Trump și în Sanders încarnarea ce vor ei mai mult? Da, întrebarea e interesantă și merită un răspuns pe măsură. Îl voi da atât cât mă pricep. Nu mi-aș pune pe același plan pe Sanders și pe Trump. Sanders n-a spus niciodată ceea ce a spus Trump atunci când a primit investitura Partidului Republican și acest lucru l-a răs studenților mei într-un clip la începutul fiecărei clase, pentru că este un moment important. Trump a spus, eu singur pot rezolva aceste probleme. I alone can do it. Acest este definitorul pentru orice lider populist. Nu avem nevoie de instituții, nu avem nevoie de norme. Eu singur, prin personalitatea mea, pot face acest lucru. Nu știu dacă cumva e o supra-interpretare aici. O traducere. Eu n-aș merge până acolo. Eu sunt soluția. Este egocentrism mai degrabă. Numai eu, nu altcineva, adică nici altă persoană. N-aș merge cu interpretarea până la negarea importanței instituțiilor. Aici eu țin la interpretarea mea și mă delimitez de interpretarea voastră, dacă îmi permiteți. Da. Eu cred că există în subconștientul liderilor populiști, în care îl introduc și pe Trump, această idee că instituțiile sunt corupte. De fapt, să nu uităm că una din temele retoricii candidaturii lui Trump a fost identificarea Washingtonului cu omlaștină. Tot ce este acolo este o mlaștină, este vorba de acel stat corupt, the deep state, statul birocratic, care și-a pierdut identitatea. Ori acest lucru este, trebuie spus. În cazul lui Bernie Sanders, Răzvan are dreptate parțial, cred aici, pentru că Sanders a adoptat o retorică anti-Wall Street, permanent o retorică de demonizare a instituțiilor financiare, a sistemului financiar, astfel încât această demonizare, a prins. Există probleme serioase
legate de Wall Street și el a reușit să țină pasul cu publicul pe această temă. Dar nu i-aș pune pe același temă. Mai există încă ceva. Există disprețul față de instituții și este disprețul față de norme. Acest lucru nu-l vezi în cazul lui Bernie Sanders. Bernie Sanders și o bună parte din suporterii lui sunt partizani fermi ai normelor democratice. Pe când în cazul lui Trump s-a văzut o erodare crescând a normelor democratice. Zi de zi sunt exemple în care inspector general pentru erodarea statului de drept, inspector general în cadrul unor instituții guvernamentale sunt concediați fără niciun fel de justificare și așa mai departe. Deci aici trebuie diferențiat între un populist de stânga și un populist de dreapta. Dar ziceai în 2016 că sunt amici conservatori, pe unii știu și eu, cred că ne gândeam la unul în mod special care sigur a votat Trump, dar resemnându-se, îl cunosc. De fapt, cunosc pe chiar mai mulți dintre amicii noștri comuni din America au făcut asta, dar mă întreb ce o să facă anul ăsta. Pentru că totuși Joe Biden e o figură net preferabilă lui Hillary Clinton. Adică mă refer la enorma lui experiență politică. Omul ăsta era senator în Senatul Statelor Unite înainte de nașterea mea. Nu mai vorbesc de nașterea lui Răzvan Ioan. Cred că tu, Aurelian, erai deja născut, dar erai mic de tot. Pe vremea când Joe Biden era deja senator al Statelor Unite. Are o experiență colosală, a fost de două ori vicepreședinte și cu încredere foarte mare din partea președintelui. A avut o activitate internațională mai cu seamă foarte importantă. Deci Joe Biden e cum să spun, o figură cu multă substanță, să spunem. Problema la el este, mă rog, dacă nu cumva e prea în vârstă, 78 de ani o să aibă în noiembrie, e în stare să ducă așa ceva în spinare. Pe de altă parte, sigur, vorbeam de marea lui experiență, da? Dar mai e un aspect, cred, și aici să-mi spui dacă mă înșel sau nu, Joe Biden este mai degrabă un moderat al Partidului Democrat, mai mult decât apărea Hillary Clinton. Da? Și asta s-ar putea să joace în favoarea lui. Ce părere ai? Moderația nu este niciodată un atur câștigător în alegeri. E un atur la guvernare, dar atunci când candidez, în general... Aoleu, trebuia să te întreb înainte de a candida eu. Cred că cu moderația mea am călcat pe mulți pe nervi, da. Moderația ajută la guvernare, nu în alegerile prezidențiale sau parlamentare. Dacă mă angajai în campania ta, aș fi făcut pro bono această afirmație. Gata, pentru data viitoare e garantat. Da, sunt convins că va mai fi o dată, cel puțin. Acum... Nu, o dată și bună, nu. Da, zici. Da, mă angajez să fiu consilier pro bono atunci. Ce este interesant în cazul de față este că în tabăra de stânga nu există o unitate în clipa de față. Interesant este că vorbeam anterior de Bernie Sanders. Bernie Sanders și-a declarat adeziunea la platforma lui Biden și a adus cu el în tabăra Biden pe Alessandra Ocasio-Cortez, care este o voce importantă a stângii. Da, groaznic, da. O voce importantă a stângii radicale. N-a spune neapărat groaznic, pentru că ea reprezintă o parte a unui electorat. Așa și Hitler reprezenta o parte a unui electorat. Nu vreau să fac o comparație, să mă înțeleg, dar faptul că cineva reprezintă o parte a unui electorat, pentru mine nu e un argument. Reducțiu ad Hitlerum. Nu, se nu, acceptă. Nu. E tocmai că nu, sub nicio formă nu e posibilă o comparație. Dar faptul că cineva reprezintă un electorat, da, evident, și Dragnea reprezenta un electorat și felul de bezmetic reprezintă un electorat. Ai dreptate parțial aici, dar ce vreau să spun este că există oarecum o anumită... să zicem așa, apropiere de poziția lui Biden venită chiar din partea lui Sanders și a lui Ocasio-Cortez. Dar există, cum să spun, o falangă a stângii reprezentată de
Asociația Democraților Socialiști ai Americii, care au decis să nu-l sprijine pe Biden în alegeri. Nu știu cât de reprezentativ sunt ei în clipa de față, cunosc câțiva reprezentanți ai acestui grup, dar există, asta vreau să spun, există o parte a stângii care este nemulțumită de faptul că un moderat precum, mă rog, nu l-aș numi neapărat moderat nici pe Biden, dar un politician, să zicem, mai de centru stânga decât Biden. Dar în ce sens Biden? Nu-i Biden un moderat? De ce nu-i un moderat? În ce sens? Mă interesează analiza ta. Cred că aici discuția ar fi prea complicată pentru a intra în detalii. El este moderat în raport cu alții, să zic așa, dar poziția lui este un om de stânga care nu a adoptat, să zic așa, întotdeauna poziții de extremă stângă. Dau un exemplu aici. În privința care, într-un fel, merge împotriva ceea ce spuneam anterior, Biden inițial s-a pronunțat pentru menținerea sistemului de asigurări medicale făcut posibil de legea lui Obama din 2010. De Obamacare. Obamacare. Biden, în această privință, s-a opus lui Bernie Sanders, care a propus și propune este gonare pe tapet să se universalizeze acest sistem, astfel încât să se creeze un sistem numit Medicare for All. Deci un fel de un sistem în care se plătește dintr-un singur loc, acum se fiecare plătește prin întreprinde unde lucrează. Asta e o poziție moderată din partea lui Biden. Aici îți dau dreptate, în sensul că el a spus, domnule, trebuie să lucrăm cu ce avem, nu să inovăm, pentru că costurile ar fi foarte mari și nu ne putem permite în clipa de față. Dar în alte privințe este un om al stângii. Ce înseamnă această stângă în termen american? Că nu cred că înseamnă ce știm noi prin stângă. PSD? Nu e vorba de... Dar, să zicem un efort de a extinde drepturile individuale către diferite grupuri în societate. Ceea ce aici se numește identity politics, politica bazată pe identitate. Biden este un reprezentant al acestei politici, care este o politică a stângii, dar nu neapărat. Există și o politică de identitate la dreapta, în care oamenii își definesc, cum spuneam, identitatea prin grupurile la care aparțin. Dar aici Biden, în punctul meu de vedere, este un reprezentant clasic al stângii, în care el vrea drepturi date diferitor grupuri care să fie și recunoscute prin sancțiunea legii. Trump este un reprezentant clasic al dreptei? Nu, din punctul meu de vedere nu. Și iată de ce, pentru că putem reveni la stânga întrebarea lui Răzvan, îmi stă în minte în continuare. Pentru mine, conservatorismul înseamnă câteva valori pe care nu le regăsesc în actualul discurs nici al Partidului Republican, în mare parte nici al lui Trump. De exemplu, prudența. Prudența este o valoare conservatoare prin esență. Atunci când ai de a face cu o schimbare posibilă în societate, stai și te întrebi. E de dorit acest lucru? Este posibil? Ce câștigăm? Ce pierdem? Nu ne avântăm dintr-o dată în apă. Nu sărim să notăm. Ne gândim, stăm pe locuri. Prudența este o valoare esențialmente conservatoare. Scepticismul este o altă atitudine oarecum înscrisă în mentalitatea dreptei. Dacă vrei, moderația este o valoare, așa cum o definesc eu, și la stânga și la dreapta. Deci nu e neapărat conservatoare, dar are, să zic așa, un... O să spun o glumă franțuzească. Și că mă tem că ți se aplică poate și ție într-o anumită măsură. Ia să ascultăm, care vine în minte când mă gândesc la tine și la cărțile pe care le scrii despre moderație. Spune așa gluma franțuzească, le centrist, da, centristul, il est comme le cocu du village, este ca cel care e încornoratul statului.
tout le monde sait qu'il est de droite, sauf lui. Toată lumea știe că e de dreapta, în afară de el. Pentru că ai văzut și tu ce s-a întâmplat când în 2017. Tu ești un moderat, un om care vrea să asculte și pe unii și pe alții, dar pentru stânga ești un reacționar, un fascist, un nenorocit, pentru că sunt oameni care nu fac nuanțe. Pentru ei tot ce nu e de acord cu ei este fascism. Reacțiunea și așa mai departe. La fel este și din dreapta. Stai un pic, că și în dreapta sunt mulți extremiști, uneori chiar mai urât și mai răi decât cei de la stânga. Și ei te pot condamna, deci dacă vrei să fii moderat. Da, pentru că asta, într-adevăr, asta e o altă chestiune asupra căreia vreau să revin. O să fac un curs exact despre problema asta, despre pseudomorfozele conservatorismului. Pentru că vedem în zilele noastre oameni care se declară conservatori, dar care în fond nu sunt deloc conservatori. Pentru că trăsătura fundamentală a conservatorismului, a filozofiei conservatoare, este discernământul. Pentru că un conservator își pune întrebarea întotdeauna ce trebuie să conserv. Conservatorul știe că nu poate conserva tot. Conservatorul nu e un imbecil. Conservatorismul nu este imobilism. Conservatorul își pune întotdeauna problema ce trebuie să conserv. Deci este... cum să spun, este esențial discernământul. Ori noi vedem în zilele noastre un tip de pseudo-conservator pavlovian. Îi vezi și la noi, în România, pentru genul ăsta de conservatori pavlovieni, dacă nu ești de acord cu ei, ești marxist sau stalinist sau maoist. Mie mi-au spus în ultimile zile niște apucați de genul ăsta când sunt marxist, râzi de te prăpădești de râs, adică îți imaginezi tu, Aurelian, Răzvan, vă imaginați, eu marxist, este culmea, e de o comicărie nemaipomenită. Ei bine, există tipul ăsta de pseudo-conservator pavlovian, dar e un fenomen relativ recent și cred că are legătură cu discuția despre Trump, pentru că ceva s-a întâmplat în tabăra de dreapta, ceva ciudat, pentru că Trump nu este în mod organic un conservator, așa cum era George Bush, așa cum este Romney. Bun, Romney e dintr-o familie conservatoare, dar mai moderat, mai, mă rog, cu anumite prudențe, mă gândesc la tatăl lui Mitt Romney, la George Romney. Nixon era un conservator în sensul clasic al cuvântului, da? Discernământ, moderație, pragmatism, un anumit scepticism, exact cum spunea Aurelian Căruțior. Eu cred că în vremurile noastre avem de-a face cu un pseudo-conservatorism delirant și pavlovian, care nu are niciun fel de discernământ. Eu, cum ar spune Aurelian, un fenomen de trib. Da. Ce spui aici este foarte important, pentru că, de fapt, gluma pe care o invocai, gluma franțuzească pe care o invocai, se aplică perfect moderații, dar vine și din stânga și din dreapta. Și aici să știi că asta e o glumă pe care am auzit-o la un dejun de la Revue Commentaire. Da. Era o glumă pe care o făceam la capătul mesii, eram așa, Pierre Manon, Martin Malia și Alain Besançon. Și ei râdeau de Jean-Claude Casanova, care îl invitase pe un politician pe care eu nu-l pot suporta, Beru, François Beru, pentru că era foarte pasionat de Beru pe atunci, Casanova, pentru că e un moderat, mă rog. Și în cealaltă parte a mesii făceam glumele astea, că le cocu du village, da? Că Casanova de fapt e de dreapta, dar el crede că e centrist. Scuze. Eu cred, nu, gluma e bună și precizarea e importantă, dar eu cred că în această privință Casanova, pe care știu și eu, era cel care avea dreptate și voi ceilalți care le dați acolo erați oarecum de partea greșită a cortinii. Iată de ce, pentru că însuși spiritul rector al revistei Commentaire, Raymond Aron, spusese odată, nu sunt nici de dreapta, nici de stânga, îl citesc, el comenta asupra unei butade a lui Ortega y Gasset. Deci nu sunt nici de dreapta, nici de stânga, nici comunist, nici naționalist, nici radical, nici nu știu dacă voi găsi vreodată un companion de drum. Și el se referea de altfel la o afirmație a lui Ortega, care a spus că a fi de dreapta sau de stânga este unul din numeroasele moduri deschise omului, accesibile omului, de a-și pierde uzul rațiunii.
pentru că de ce spunea Ortega acest lucru? E o formă de atac cerebral, spunea el, în care te-ai oprit. Hemiplegie, da, e un fel de, ca să folosesc o sintagmă cunoscută în spațiul românesc, un fel de încremenire în proiect, da? Ori, viața este multiformă, există o mulțime de accidente, o mulțime de evenimente care apar, o mulțime de idei. Ori, a te fixa pe o doctrină, mie mi se pare o formă de hemiplegie morală. Ai făcut teza de doctorat despre doctrinari. Guizot era un doctrinar. Dar cuvântul doctrinar, cum bine știi, e un cuvânt peiorativ aici. Pentru că li s-a spus lor, pentru că ei repetau câteva lucruri legate de libertățile care urmau să fie implementate după căderea lui Napoleon, au spus ceva, voilà notre doctrinaire. Okay? Nu e chiar, din punctul meu de vedere, nu e un cuvânt peorativ. Dar revin la chestia lui Aron, Aron și Ortega. E un lucru la care țin și s-ar putea să mă înșel aici, dar mie mi se pare că au prins ceva important. Sigur că există ideologii politice și le sunt importante. A fi liberal, a fi conservator, a fi de stânga, a fi de dreapta. Dar să te încremenești într-una și să te declari de stânga sau de dreapta permanent până la adânci bătrâneți, mi se pare o formă de încremenire. Da, eu nu te supăra pe mine, eu sunt de dreapta din copilărie și o să mor de dreapta. Dar în fine, Răzvan, te rog. Avem următoarea întrebare. Bun. E o formă de paralizie, o formă de încremenire în proiect să fii de dreapta sau de stânga, să zic. Poate deveni, da. Sau poate deveni. Aha, de acord. Dacă suntem moderați, dacă mergem pe direcția moderației, a plurivalențelor, să vedem toate aspectele, în momentul acesta mai avem o direcție? Mai avem o busolă? Cum ajungem la echilibru just între avea o direcție clară și a fi totuși deschiși la... O întrebare foarte grea pe care mă chinui să o rezolv prin cărțile pe care le scriu, așa că cer răbdare aici. Gânditorul pe care îl apreciez cel mai mult în tabra conservatoare se numește Michael Oakeshott. Oakeshott este cunoscut în spațiul meu, dar nu foarte mult. Oakeshott a scris o mulțime de lucruri, printre care raționalismul politică și alte eseuri, dar cartea lui cea mai importantă se numește On Human Conduct, despre cum să spun, comportamentul uman în general. Și el a identificat politica, a comparat politica cu activitatea de deci cu sailing, da? Deci cu o barcă cu o pânză, te aventuriezi într-o călătorie pe mare și aici există o anumită direcție, în sensul că vrei să ajungi la un port. Portul acela ar fi, de exemplu, idealul unei societăți decente, dar nu o societate dreaptă, guvernată de câteva principii ale dreptății sociale, așa cum propune, de exemplu, John Rawls în teoria dreptății. E vorba de un ideal a unei societăți decente în care oamenii nu suferă, în care oamenii nu sunt supuși unor discriminări legale, în care există un anumit pluralism de idei și așa mai departe. Dar aceste nu sunt fixate în Oxford, compară politica cu ținerea echilibrului. Deci atunci când ești în mijlocul oceanului, încerci să vezi de unde bate vântul, astfel încât să păstrezi corabia pe care te afli într-un echilibru cât de cât stabil. Echilibrul niciodată nu este perfect stabil. Ori aceasta este imaginea politicii. Direcția ți-o dă un anumit, să zic așa, set minimal de valori umane și aici putem invoca de asemenea numele lui Isaiah Berlin, un alt gânditor de care mă simt apropiat. Există câteva lucruri pe care nu le putem justifica sub nici o împrejurare, dar nu avem un set de valori cum ar fi egalitatea sau libertatea pe care să le erijăm pe un pedestal absolut.
Ascultându-te, Aurelian, mă întrebam dacă nu cumva Traian Băsescu l-a citit pe Michael Oakeshott, pentru că mereu folosește metafora navigației pentru a vorbi despre politică. Adevărul e că e o metaforă clasică, încă din antichitate avem această metaforă a navigației, da? Corabia statului. Exact. Acum, președintele Băsescu nu l-a citit cu siguranță pe Michael Oakeshott și nu l-a citit nici pe Tucidide, care îl avea pe Pericle, de altfel, ca imagine a unui, să zic așa, ca simbol a unui politician cu deșernământ care a știut să țină echilibru corabii. Dar aici chestiunea este importantă. Care e direcția, întreba Răzvan? Direcția e dată de, nu de tradiție, tradiția joacă un rol important, dar tradiția poate fi mumificată. La un moment dat, tradiția poate deveni un impediment în schimbările politice care sunt necesare în sânul societății. Nu este dată nici de un cod de valori morale înscrise undeva într-un tratat de filozofie politică. Direcția este dată de, cum să spun, dacă vrei, de regula lui Kant, nu îmi fă mie ceea ce nu vrei să-ți fac eu ție, da? Regula de aur. Există aceste valori transcendentale, dacă vreți, care le regăsim în diferite culturi, în diferite timpuri și care definesc acest set de valori minimale despre ceea ce înseamnă să fii om. Da? Deci cam la asta se referă direcția la care mă refer. Să un pic chiar pe direcția asta, pentru că l-ați menționat pe Kant. Numai că acolo aș zice că există o problemă în a interpreta această regulă de aur universală. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Pentru că aici apare următoarea problemă. Dacă eu sunt masochist, mie îmi place o anumită doză de durere, conform legii de aur, am voie să-i produc și celuilalt o anumită doză de durere, pentru că mie îmi place. De asta Kant cred că vrea să meargă oarecum în altă direcție și să spună există totuși un standard universal, rațional, care spune că și dacă mie îmi place durerea, de exemplu, nu pot niciodată să o cauzez altuia. Deci există totuși un set de valori universale, transcendente, transcendentale, cum vrem să-i spunem. Dar, bineînțeles că acum vedem tot felul de sisteme posibile, nu numai democrația sau nu doar democrația liberală, avem mai multe culturi și atunci, bineînțeles că poate un sceptic, ați invocat această noțiune a scepticului, un sceptic poate să spună nu există consens, nici măcar asupra unui mic miez de valori. Pentru că s-ar putea ca lucrurile să fie, nu se difere de la cultură la cultură. Și poate Kant n-a avut dreptate, tocmai încercând să definească acest miez rațional. Bun. Discuția interesantă. Cred că trebuie să facem o distinție aici între pluralism și rel. Cred că ar trebui să revenim la Trump și Biden. Vom reveni la Trump și Biden după ce rezolvăm problema aceasta. Problema importantă. Nu e problema. Biden, da. Nu neapărat problema lui Kant. Deci sunt două concepte pe care le propun discuții și în general ascultătorilor pentru reflecții. Unul este pluralismul, altul este relativismul. Pluralismul ce înseamnă? Este o doctrină care spune că există un set de valori care diferă între, cum să spun, între societăți, între timpuri, între epoci, între oameni. Relativismul este altceva. Relativismul înseamnă că tu spui eu sunt pentru lagăre de concentrare și eu spun eu sunt pentru cafeaua cu lapte, astfel încât ție îți place lagărul de concentrare, mie îmi place cafeaua cu lapte. Ori nu este nicio echivalență între ele. Există cineva care crede în relativism poate justifica niște lucruri atroce care sunt, cum să spun, beyond the pale, deci nu sunt acceptabile sub nicio formă. Cel care crede în pluralism crede în faptul că, da, unii cred că rolul statului trebuie să fie mai implicat în societate, altul că trebuie un sistem de asigurări medicale mai avansat, mai socialist.
Și cu asta revenim la problema lui Trump, lui Biden și a lui Trump. Pentru că aici, cum spuneam, societatea americană de astăzi este divizată. E un pluralism de idei autentic, care nu va putea fi rezolvat prin niciun fiat, prin nicio decizie. Și aici există un, cum să spun, un fundamentalism de dreapta, care trebuie și un fundamentalist, o tendință de fundamentalist la dreapta și o tendință de fundamentalist la stânga. Vă dau un exemplu de tendință de fundamentalist la dreapta. Ideea că, de exemplu, Curtea Supremă de Justiție, care este instanța supremă aici, care poate invalida niște legi trecute prin Congres, Curtea Supremă poate rezolva odată pentru totdeauna problema avortului. Da? Asta e o problemă tipică americană care divizează profund electoratul american. De altfel, fiecare candidat la președinție, de exemplu, trebuie să-și declare opoziția sau sprijinul pentru Roe vs. Wade, care este decizia Curții Supreme din 1973, care a legiferat avortul. Ori, această idee că prin decizia unei instanțe judecătorești tu poți rezolva o astfel de problemă este un impuls fundamentalist, un impuls fundamentalist la dreapta. Mulți dintre mai a întrebat anterior de ce unii au votat pentru Trump. Unii au votat pentru Trump pentru că au o agendă mai largă, de exemplu, să întoarcă legea din decizia din 1973 a Curții Supreme, Roe vs. Wade, pentru ca avortul să fie din nou scos în afara legii. Și ei au spus, facem un pact cu diavolul, așa cred că au spus, astfel încât acest candidat al nostru ajunge președinte și nominalizează la Curtea Supremă judecători care vor pune în aplicație politica noastră. Ori, aceasta este o iluzie la dreapta, pentru că publicul este profund divizat, există schimbări în societate. Nu poți, printr-un fiat judecătoresc, să legiferezi o astfel de chestie. Trebuie să acceptăm odată pentru întotdeauna faptul că publicul este divizat aici. Nu putem să închidem discuția. La stânga există alte tendințe fundamentalistă, dacă vezi, și anume că poți guverna țara fără o opoziție din partea dreaptă a societății. Că toți cei care sunt opuși politicilor de stânga sunt fie cretini, fie lipsiți de simțul rațiunii, fie rău intenționați, fie... Ori acest lucru nu e posibil. Da, e un tip de dispreț foarte frecvent în domeniile de stânga, da? Deci, cine a votat cu tare e cretin, neapărat un fel de dispreț pentru cei care votează altfel decât își doresc cei de orientare. Acest impuls este de întâlnit în ambele părți ale eșecului politic și e foarte greu, într-adevăr, să ai un dialog cu cei care gândesc altfel decât tine. În general, dialogurile astea sunt monologe, sunt dialoguri ale surzilor, astfel încât nu se ajunge la un teren comun. Și în cele din urmă, ușa se închide și spui, du-te dracului sau nu vreau să mai am nimic de a face cu tine. Sindromul acesta unui război al sfârșitului lumii de care vorbeam la început este un sindrom care a apărut foarte limpede într-un articol important pe care nu știu dacă îl știți. E un articol scris sub pseudonim de către un inteligent eseist la dreapta eșecului politic, care se numește Michael Anton, care a scris un articol numit The Flight 93 Election, alegerile de tip zborul 93. Zborul 93 a fost în 2001 cel care a fost deturnat deasupra statului Pennsylvania de către pasageri care au luptat cu teroriștii și în cele din urmă au reușit să oprească avionul care urma să meargă să se izbească de către Pentagon. Deci ăla a fost zborul 93. Este o conotație sinistră, dacă vreți, și ideea a fost că alegerile în 2016 ar fi fost asemănătoare unui astfel de zbor 93, acum sau niciodată. Ori acest lucru nu este corect, nu este just, dacă vreți. Pentru că
Alegerile dau măsura diviziunilor din societate, a pluralismului de idei și ele trebuie să exprime acest lucru, astfel încât atunci când cineva vine la guvernare, să zicem că, presupunem, Biden ar câștiga în 2020, el nu va avea un mandat să șteagă cu buretele faptul că 60 de milioane sau 62 de milioane de oameni au votat cu Trump în 2016. Vocea acelor oameni trebuie ascultată, trebuie respectată. Deci, aici, cred eu, este direcția de care întreba Răzvan anterior. Dar, uite, care e direcția? Este echilibru. Un subiect pe care l-am discutat puțin mai devreme și să le puizăm ca să trecem la alte subiecte. Spuneai așa, Joe Biden este un reprezentant clasic al stângii. Sigur, nu e un radical, dar e un reprezentant clasic al unei anumite stângi americane și de aia spune că nu e propriu zis ceea ce tu numești un moderat. Dar ce ne facem cu Trump? Că de asemenea eram de acord să spunem că el nu e un reprezentant clasic al dreptei, al conservatorismului american. În ce sens? Haideți să săpăm lucrul ăsta, pentru că după aceea vreau să ridicăm alte chestiuni. Așa cum înțeleg și cum văd eu lucrurile, perspectiva mea este limitată pentru că sunt un spectator, nici măcar angajat, citesc presa, urmăresc, votez, dar atât. Deci, respectul pentru norme și instituții, statul de drept, ideea că normele acestea definesc ceea ce este posibil de făcut, posibil de spus. Din acest punct de vedere, președintele Trump, prin toate afirmațiile lui, prin toate acțiunile lui, a mers oarecum în răspăr, pentru că pentru el normele sunt un obstacol. Statul de drept este, cum spuneam anterior, eu singur pot să rezolv problemele astea, statul de drept este un impediment. Acest lucru a fost permanent spus în discursurile lui, ori acest lucru nu este deloc în panoplia dreptei. Dreapta a crezut întotdeauna în eficiența și importanța statului de drept, a normelor și a compromisului. Compromis este o altă temă despre care n-am vorbit și care trebuie adus în discuție, cred eu. Compromisul este esența politicii. Sunt compromisuri greșite și sunt compromisuri rezonabile. Putem discuta acum și filozofic vorbind de greu de spus care sunt compromisurile greșite și care sunt cele rezonabile, dar un lucru este clar. Președintele Trump nu crede în compromisuri și nu crede în nevoia de a asculta opoziția. De fapt, el a în mod repetat A declarat presa și Partidul Democrat drept inamici. În politică nu sunt inamici, sunt oponenți. De acord. Asta e foarte curios aici. De acord, dar pe de altă parte și opoziția pe care o are e destul de penibilă în multe... Stai un pic, Toader, pentru că aici cred că mai e un element și anume dacă privim opoziția asta sau antagonismul acesta doar din punct de vedere politic. Pentru că în orice administrație, fie că vorbim de SUA, fie că vorbim de România, ai nevoie și de experți, de specialiști, care sunt mai puțin angajați politic sau poate deloc. Și o bună parte din acest proiect de a recâștiga centru ține și de încrederea acordată experților și de credibilitatea acestora. Or, mie mi se pare că Trump a încercat să decredibilizeze experții și în acest fel să piardă centru. Mai sunt folosiți specialiștii astăzi cum poate erau folosiți acum 20-30 de ani în administrație? Întrebarea este retorică. Acum, sunt nenumerate exemplele care pot fi aduse în discuție aici, ultimul fiind chiar faptul că președintele a desființat acum 2 ani, în 2018, o bună parte din echipa de specialiști de care acum avem nevoie pentru gestionarea pandemiei COVID-19. Deci el însuși n-a crezut acest lucru, dar sunt o mulțime de alte exemple. Ceea ce pe mine mă îngrijorează este altceva, este delegitimizarea opoziției politice. Opoziția politică, de exemplu, care reprezentată nu atât de experți, care sunt oarecum în orice guvernare, un corp
aparent independent, care poate modera excesele și la stânga și la dreapta. E vorba de mass media. Președintele Trump, în mod repetat, a declarat New York Times, ziarele care el este criticat, New York Times, Washington Post, care nu sunt nici ele infailibile, drept inamici ai poporului. Ori, un astfel de discurs, dar nu poate fi justificat de cineva care se reclamă de la valorile drepte. Prin definiție, dreapta este o atitudine, dacă vrei, o dispoziție caracterizată de, hai să nu folosim un termen teologic, dar nu am o traducere mai bună, de smerenie, de modestie. Da? Știi că știi puțin. De fapt, asta e definiția care reiese încă din textul fondator al conservatorismului, reflecția Revoluției în Franța lui Burke. Știi că rațiunea ta este limitată, știi că ai nevoie de luminile rațiunilor celorlalți. Ori, discursul președintelui Trump, din acest punct de vedere, un discurs politic de altfel, merge la o extremă, nici nu ia în calcul acest lucru. Și Răzvan și Aurelian, anumite lucruri le-au spus și Reagan, le-au spus și Nixon. Și Reagan și Nixon erau critici față de, cum să spun, seraiul de la Washington, da? Erau critici față de anumite organe de presă. Și noi suntem, noi, și eu vă spun, și nu numai eu, alți cetățeni români, considerăm că anumite organe de presă din România sunt diabolice, de-a dreptul. Da, eu consider că Antena 3 e un cancer, efectiv. Bun, acum nu vreau să spun că Washington Post e la fel ca Antena 3, dar ar trebui totuși să contextualizăm. Eu nu apăr deloc excesele lui Trump. Dar au fost și alți președinți care au spus lucruri care mergeau cumva în aceeași direcție. La el avem de a face cu o exagerare sau cu forme foarte radicale de exprimare. Eu cred că este o diferență de, nu numai de calitate, de diferență de gen aici. El vrea să delegitimeze, așa cum văd eu lucrurile. Deci, oricine ar fi în poziția lui, cum să spun, ar face în mod diferit. Însă el vrea să delegitimeze vocile care îi se opun. Pentru că el însuși, el se vede de singurul, și aici revenim la tema anterioară, singurul reprezentant, singura voce a majorității. Ori aici este pericolul pe care un lider populist de acest tip îl reprezintă, și anume atunci când delegitimez instituțiile, delegitimez normele. Ori acest lucru s-a întâmplat destul de frecvent în ultimii 3 ani în America, s-a întâmplat și în alte părți ale Europei, deci Trump nu este singurul reprezentant aici, dar normele acestea sunt importante pentru că ele constituie, cum să spun, humusul, fondul pe care evoluăm, care ne face posibilă viața cotidiană. Sunt republicani care se opun lui Trump? Da. Conservatori care se opun lui Trump? Da. Da. Și aici trebuie spus foarte clar, au fost întotdeauna conservatori care s-au opus. Ei au fost marginali. Chiar în sânul republican există un grup numit Never Trump. Unii au părăsit Partidul Republican, trebuie spus acest lucru. Sunt câteva nume importante care au criticat în mod clar excesele administrației și ale președintelui. Dau câteva nume aici. În primul rând este ziaristul de la New York Times, David Brooks, care nu face parte din Partidul Republican în clipa de față, dar care a votat Republican în trecut. Este un grup de experți de la un centru, Bill Kristol, care, mă rog, Bill Kristol. Cine e Bill Kristol? Bill Kristol este un publicist conservator foarte important, fiul lui Irving Kristol, și redactor șef la Weekly Standard, da? Care este o publicație conservatoare, chiar foarte conservatoare. Weekly Standard și-a dat obstesc cu sfârșit acum câțiva ani și el acum este implicat într-o altă aventură publicistică numită The Bulwark. Mai este Peter Winner. Sunt, în general, anumiți oameni care activează la un centru, un think tank în Washington, numit Ethics and Policy Center, Yuval Levin. Deci sunt voci foarte decente în sânul dreptei care reprezintă altceva, dar ei nu au reprezentanță politică. Până la urmă,
judecăm în funcție de voturile în Senat sau în Cameră. Ori în Senat existau câteva nume importante. McCain, care a murit acum câțiva ani, era un maverick, cum se spune, un om pe a cărui vot nu puteai conta întotdeauna. Mitt Romney este altul, dar au mai fost și alte voci care au încercat cât de cât să creeze oarecum o independență. Senatoarea din statul Maine, Susan Collins, apoi un senator din statul Arizona care a trebuit să părăsească senatul, Jeff Flake. Deci au fost câteva nume. N-au fost ele foarte eficiente în final, astfel încât practic Trump a reușit să, și aici este, din punctul meu de vedere, pericol, a reușit să facă din Partidul Republican, care era un partid destul de pluralist, un partid monolitic, astfel încât astăzi ești cu mine sau împotriva mea. Or, pentru mine acest lucru este îngrijorător. Vorbeai mai devreme de programul de care te ocupai la Indiana University, da? Și ai evocat faptul că Charles Murray fusese cumva invitat prin intermediarul acestui program Tocqueville, da? The Tocqueville Program. Și bon, tu ești un specialist în asemenea gânditori, da? Guizot, Raymond Aron, evident, și că și Tocqueville este dintre favoriții tăi. Cât ne ajută Tocqueville să înțelegem America contemporană? Ai deschis un subiect imens, asupra căruia mi-ar face plăcere să vorbesc la nesfârșit, dar mă voi modera. Sunt convins că o să ții un curs la Casa Paleologului despre Tocqueville, abia așteptăm. Da, îmi va face plăcere să vorbesc despre Tocqueville. Tocqueville este omul căruia îi datorez, ca să spun așa, reconvertirea mea la filozofia politică, pentru că eu am terminat o facultate de științe economice și eram economist. La bază. Oarecum a contracăr, ca să zic așa, dar Tocqueville mi-a relevat o dimensiune extraordinară. Când am citit Democrația în America, și mi-amintesc foarte bine, am citit cartea la începutul anului 90, după ce studiasem în Franța, a fost ca un fel de lovitură, de trăsnet. Am rămas fascinat de mitologia Americii, pe care am descoperit-o în carte, și în același timp de întrebările pe care cartea mi le-a evocat, întrebări legate de viitor. Deci, pe de o parte, Tocqueville este un, să zic așa, un ghid destul de fiabil în privința Americii. Ce a văzut el în cele 9 luni pe care le-a petrecut în America în 1831-1832 este remarcabil. Este un om care și-a făcut temele foarte conștiincios, călătorea și făcea notițe la sfârșitul fiecărei zile, astfel încât poți înțelege mentalitatea Americii. Acea America m-a fascinat încă înainte de a o cunoaște, ca să spun așa. M-a fascinat ideea democrației la firul ierbii. Și am crezut de aici, uitându-mă în față, că vom putea ajunge într-o zi în România să nu să imităm această societate civilă, dar ce puțin să începem să o construim. Și aici este partea a doua fascinație în Tocqueville. Tocqueville mi-a arătat, cum să spun, direcția de urmat. Și de asta m-a fascinat întotdeauna. Ce înseamnă o societate democratică? Asta am învățat de la Tocqueville, și anume că puterea, și ne-am discutat poate prea mult despre Trump și despre partide politice, puterea nu este undeva într-o sferă înaltă, nu este la Cotroceni, nu este la Casa Albă. În America puterea nu este în Washington. Contrar opiniilor publicistilor și probabil a ceea ce am spus noi în prima jumătate a întâlnirii de astăzi, puterea este diseminată în societate. Puterea este la firul ierbii. Sunt acele asociații civile. Un faimos om politic american, îmi scapă numele acum, care a spus true power is local power. Exact. Și puterea locală. Puterea locală. America, în primul rând, are un sistem federal despre care n-am vorbit. Sunt responsabilități importante care sunt gestionate de guvernatorii fiecărui stat, și apoi statele însăși sunt oarecum descentralizate. Deci descentralizarea este fundamentală în America. Și asta Tocqueville a înțeles foarte bine, și anume faptul că
energia într-o societate democratică nu vine de sus, prin fiat, de la președinte sus în jos, vine de jos în sus. Deci acest lucru m-a fascinat când am citit prima dată pe Tocqueville. Și există un capitol în Democrația în America pe care vi-l recomand spre recitire, este capitolul despre care sunt avantajele reale ale democrației, capitolul 6 în partea a doua, volumul 1. Și este un capitol în care Tocqueville spune foarte clar ce câștigăm dacă avem un sistem democratic. Nu câștigăm pe cei mai buni lideri. Cei mai buni lideri sunt de obicei în sisteme aristocrate, unde există oameni care au fost pregătiți pentru politică, oameni care s-au antrenat și care au fost selectați. Ori, în democrație, după cum vedem, uitați-vă la Trump, uitați-vă la Jean-Marie Le Pen, toți ăștia, și fiica-sa, sunt oameni care au reușit să intre în sistem fără să fie testați, selectați și așa mai departe. În democrație, legile nu sunt cele mai bune, pentru că sunt făcute în general de majorități care sunt pradă impuselor zilei. În democrație avem această energie la baza societății, pe care nu avem nicăieri. Și atunci nu trebuie să ne plângem atât de calitatea liderilor. Tocqueville spunea de altfel că în America cei mai talentați oameni nu se aventurează în politică, se aventurează în business, în afaceri, în drept. De asta America este plină de avocați inteligenți, pentru că oameni care, în mod normal, ar fi trebuit să scrie cărți sau să facă alte lucruri, s-au dus în avocatură. Acest lucru nu e neapărat rău, dar... Aveam un coleg la European College of Liberal Arts, mă rog, el preda la American University din Bulgaria. Și îl invitam în, mă rog, vara să țină și el cursuri. Și la un moment dat, după 40 de ani, s-a decis să renunțe la cariera academică și să se întoarcă în America și să devină avocat. Și acum este avocat în statul lui de Baștin, în Ohio, și a renunțat la cariera academică pe care o avea. Nu e acesta, da, Răzvan, te rog. Pericolul democrației, această energie, sună bine. Perfect, nu, democrație la firul ierbii, excelent. Bun, nu avem poate cei mai buni lideri, dar avem acest entuziasm popular. Dar unde ne duce entuziasmul popular dacă nu e bine strunit? Dacă nu avem un regim mixt, dacă vreți. Nu? În care, bineînțeles, avem avantajele democrației, dar și altceva. America e un regim mixt. Un regim mixt. Nu? Deci și... Ca atare de către părinții fondatori. Părinții fondatori aveau în minte pe Polibiu, da? Cu teoria regimului mixt. În principiu, e un sistem mix și de astfel e un sistem bazat pe compromisuri. Colegiul electoral însuși este rezultatul unui compromis la nivelul părinților fondatori, care să balanceze interesele statelor mici, statelor mari, statelor care aveau sclavii la timpul acela și statelor care n-aveau, în fine. Interesant că există presiuni pentru eliminarea sistemului colegiului electoral în clipa de față și pentru adoptarea unui sistem bazat pur pe vot universal. Deci, este o catastrofă. Ca să răspund întrebării lui Răzvan, eu cred că democrația, ca să o iubești bine, trebuie să o iubești cu moderație. Adică trebuie să... este o vorbă pe care o creditez lui Pierre Manon, ca să fiu sincer aici. El a inventat chestia asta, pornind de la Tocqueville. Deci, democrația nu îți va aduce prosperitate pentru toată lumea, va aduce prosperitate pentru majoritate. Democrația nu îți va aduce cele mai bune legi, dar îți va aduce statul de drept, care va împiedica apariția unor lideri precum... putem da diferite nume aici. Vreau să spun Hitler, dar aici e un caz greșit, pentru că Hitler a ajuns prin vot universal. Democrația poate face greșeli. Hitler este unul dintre cazurile cele mai notore aici. Deci nu este un regim infailibil. Democrația are nevoie de norme. Tocqueville a înțeles foarte bine că democrația are nevoie de societate civilă. E un regim dificil. Dacă vă amintiți, Benjamin Franklin, când a ieșit de la Convenția Constituțională, cineva l-a întrebat ce ați ales, că nu era clară forma de guvernământ. Și el a spus o republică dacă o puteți păstra.
Și răspunsul este foarte inteligent. O republică, dacă o puteți păstra, ce e nevoie ca să păstrezi o republică? Vigilență. E nevoie de vigilența cetățenilor. Nu poți să votezi odată la 4 ani și să nu te interesezi de treburile publice. Nu poți să-i lași pe alții să-ți facă treaba pe care tu, ca cetățean, trebuie să o faci. Astfel încât sunt o mulțime de elemente care sunt implicate în această... Da, Aurelian, mai e un capitol în capodopera lui Tocqueville, în Democrația în America. E un capitol care m-a fascinat pe mine și în continuare, cred că unul dintre capitolele cele mai interesante din carte, și anume capitolul despre viața religioasă, despre legătura între democrația americană și diversitatea religioasă și fervoarea religioasă. Cât de actual este ce spune Tocqueville acolo în zilele noastre? Întrebare interesantă. Tocqueville a înțeles că modernitatea nu înseamnă neapărat o tendință către secularizarea crescând a societății. Pe măsură ce devenim egali și pe măsură ce devenim mai independenți, ne dăm seama că există sfere în viață pe care nu le putem controla și pe care nici nu trebuie să încercăm să le controlăm. Și din acest punct de vedere, cazul american este oricum aparte, pentru că aici, în America, religia rămâne foarte activă, spre deosebire de vestul Europei, unde există o scădere a fenomenului religios. Dar uite, America... la un moment dat, anul trecut, am îndrăznit să citez un pasaj din Biblie, mai exact din Evanghelia lui Matei, faimosul pasaj în care Iisus spune că o casă divizată nu poate dăinui. De-al minte, e un citat folosit și de diferiți politicieni americani, Lincoln, de pildă, are faimosul discurs, da. A house divided. Și Obama, da, citează uneori sau transformă anumite pasaje din Biblie. Ei bine, în România m-am trezit cu oameni care mi-au făcut procese, că sunt medieval, inchizitor, că cum își permite paleologul să citeze din Biblie, da? A fost incredibil, da? E ca și cum ai avea voie să citezi altceva, dar nu sub nicio formă Evanghelia. Ori în Statele Unite e banal, e la ordinea zilei ca un om public să se refere la acest fundament, totuși, al unei culturi comune. Bine că n-ai citat din Coran, să vezi atunci. Am și citate bune din Coran, că sunt lucruri bune și în Coran, da. Dar totuși mai familiară mi este Biblia, cum ar zice Suzana Gâdea, Biblia religioasă, aia religioasă. Da. Religioasă. Discursurile lui Abraham Lincoln erau, cum să spun, pline de referințe biblice. Cred că diferența dintre voi doi, una din diferențe este că el n-a spus, eu iau chestia asta din Biblie, pe când nu știu dacă ai spus sau nu, dar oricum toată lumea înțelegea despre ce vorba și în cazul lui Lincoln. A house divided cannot stand. E o temă importantă acolo. Revin la tema religiei, societatea actuală. E un sindrom de polarizare și aici, trebuie spus acest lucru. Deci, religia e foarte diversă în America, numărul 1. Numărul 2, în general, cei care se declară religioși tind să voteze cu dreapta, deși că e politic. Și cei care se declară secular și atei tind să voteze cu stânga. Ori, pentru prima dată am văzut, poate nu chiar prin prima dată, dar la nivelul acesta, un candidat de stânga, foarte neortodox, dacă vrei. Este vorba de Pete Buttigieg, care a fost primarul orașului South Bend, Indiana, care, a, cum să spun, a făcut să sară în aer toate categoriile. Deci el este, în primul rând, gay, a terminat Harvard-ul, a slujit în armată, deci a fost în armată și este un om religios și este de stânga. Deci, pentru prima dată am văzut un discurs la nivelul stângii deschis pentru religii, deschis pentru armată și deschis pentru dialogul cu alte
denominații religioase. Ori acest lucru, cum să spun, e de încurajat în sensul că religia nu trebuie să fie cum să spun, un criteriu de departajare politică. Trebuie să existe oameni religioși și la stânga și la dreapta și pe politic. Ori în America, până în clipa de față, a existat această tendință de a separa cele două. Da, stai puțin, asta e o tendință totuși relativ recentă, pentru că Jimmy Carter era profund religios. Da, Jimmy Carter a fost da, un om profund. Și, mă rog, mai e o altă mare figură a Partidului Democrat, dar sigur că e deja acum un secol, Woodrow Wilson. Woodrow Wilson se considera un fel de trimis al lui Dumnezeu. Poate prea mult chiar, da. Da. Adică la Woodrow Wilson această inspirație religioasă e esențială, e primordială la el. Nu, dar ai făcut bine să aduci în discuție exemplul lui Carter, pentru că el a fost și rămâne până în clipa de față un om profund religios. Dar există această tendință să nu stânge de a fi oarecum sceptică față de religie, pentru că religia a fost oarecum politizată. E adevărat că o bună parte din liderii religioși au sprijinit dreapte și căle politic. Și aici cred eu că tema avortului a jucat un rol determinant. A separat apele, pentru că sunt alte contradicții. De exemplu, în sânul grupărilor religioase evanghelice din America, oamenii sunt împotriva avortului, dar pentru pedeapsa cu moarte. Ori dacă te pronunți pentru dreptul la viață, atunci cel puțin stai pe gânduri atunci când e cazul de a sprijini sau a te opune pedepsei cu moartea. Ori se pare că cele două lucruri nu sunt văzute a fi în contradicție de către unii. Depinde foarte mult de o problemă filozofică, bineînțeles, când apare viața. Sigur. Multe discuții legate de avort. Bun, și eu nu mă pricep la astfel de discuții, ca să fiu sincer, dar mi se pare că este o contradicție aici între a fi net pentru pedeapsa cu moartea și împotriva avortului. Deci, ori, aș spune. Deci, e mult mai simplu. Dar oricum, Tocqueville a înțeles și un lucru important. Pentru că în cazul pedepsei cu moartea pentru anumite crime, că oricum nu se pune problema reintroducerii pedepsei cu moartea pentru orice, ci numai pentru anumite crime deosebit de odioase. Pedofilie, sadism, tortură, lucruri de astea absolut odioase. Și adevărul e că și în societăți europene, chiar dacă pedeapsa cu moartea este abolită, sunt mulți care când văd niște orori, sunt pentru așa ceva. Adică și în Franța și în Belgia au fost ororile alea inomabile, da? Cu pedofilie, cu rețele de pedofilie, da? Și au fost foarte mulți care au spus, dom'le, pentru așa ceva ar trebui să introducem pedeapsa cu moartea. Și e vorba de un anumit tip de crimă și de monstruozitate, da? Deci nu e compatibilă. Sunt cele două poziții, după părerea mea, sunt compatibile. Asta nu înseamnă că, mă rog, nu sunt excese în cazul Statelor Unite. Poate că în unele state se aplică prea mult pedeapsa cu moartea. Și îți pui o întrebare. De ce sunt atât de multe condamnări în Texas, de pildă? Da? Ceva e bizar totuși, dar filozofic cele două poziții nu sunt complet incompatibile și pe de altă parte și în chestiunea avortului apare discuția legată de momentul până la care este acceptabil sau nu și mai o altă problemă delicată, ce anume rambursează statul, da? Asta e o problemă care se pune și în Europa. Dacă rambursezi orice fel de avort, chiar dacă este un avort care n-are nici, adică nu, sunt situații diferite. Dacă e vorba de viol sau de boală congenitală, e una. Dacă e vorba de, mă rog, ceva de genul mi-am stors un coș, e totuși altceva. Adică sunt... Problema pe care am vrut să o aduc în discuție e faptul că tema este politizată și tema e atât de gravă și atât de importantă din punct de vedere teologic, religios și personal, astfel încât cred eu că toată lumea ar avea de câștigat dacă tema ar fi depolitizată și ar face obiectul unor altfel tip de discuții. Asta e tot ce am să spun. Numai că bun, spunem depolitizare, dar mi-e frică de un lucru. Și anume, când vorbim de politizare, vorbim de un set de valori, la stânga, la dreapta sau indiferent ce poziție avem.
dacă vrem să depolitizăm, nu credem că o astfel de discuție poate fi dusă în mod obiectiv, numai că e greu să duci o discuție despre pedeapsa cu moartea, despre avort sau despre alte lucruri, fără să discut despre valori. Și acolo nu mai e același grad de obiectivitate și trebuie să politizăm. Se vede că ești filozof. Da, în ultimă instanță intervine o decizie. Decizia da. Este esența politicului, mai dragă. Da, și n-ai cum decât dacă mergi pe baza unor valori care nu sunt, pe la urmă, fundamentate obiectiv. Bun, decât dacă faci apel la, știu, valori transcendente care există cumva în mintea divină. Numai că nu toată lumea va... Bun. Bun. Eu am ajuns să cred, n-am ajuns la vârsta înțelepciune, dar am ajuns să cred că atunci când politizăm toate lucrurile în societate, când totul devine politică, intrăm într-o sferă a insuportabilă, astfel încât cred eu că esențial este să ținem o gamă cât mai largă de probleme, cât mai mult posibil în afara politică. Da. Cât mai mult posibil. Evident că nu se poate cu totul. Nu se poate, dar cât mai mult. Și îmi vine în minte o sintagmă a aceleași Oakeshott, care spunea că cu cât o societate e mai politizată, cu atât tinde să fie mai superficială și mai agresivă. Și, prin urmare, politicul trebuie pus în sfera în care îi este locul, în care aparține. Sfera prieteniei nu este sfera politicii. Da? Familia e la limită acolo, că există o dimensiune a familiei care trebuie reglementată politic. Dar, în general, politizarea este o tendință a tuturor sferelor politice, este o tendință pe care trebuie să ne opunem. Dar mai e un lucru, când vorbim de politizare, trebuie să fim conștienți de faptul că există mai multe tipuri de politizare. Pentru că în România politizarea e de gașcă, n-are legătură cu vreo ideologie. Dacă vine PSD-ul la putere, pune peste tot imbecili din propriul partid sau afiliați. Ceilalți procedează cam la fel. Da? E vorba de politizări la nivel de gașcă. Eu știu cum e, că doar am fost ministru și eram mereu criticat pe acest subiect, că nu fac numiri politice. Lucrul ăsta este extrem de dăunător. Toată lumea, de fapt, e conștientă că România suferă de proliferarea de nulități, de impostori, de imbecili, prin politizare. Dar mai există și un alt tip de politizare ideologică, cum este politizarea de tip franțuzesc, de pildă, sau, înțeleg, și în Statele Unite într-o anumită măsură. Da? O și asta e foarte păguboasă, știi? Genul ăsta de tribalism ideologic. Dacă vorbea Aurelian Căriuțu de reflexele de trib. Și cred că, într-adevăr, reflexele de trib explică un anumit extremism în societățile contemporane și un refuz al compromisului, un refuz de a sta de vorbă și cu alții sau un refuz de a vedea pur și simplu o problemă și dintr-un alt punct de vedere. Ceea ce spui e corect, dar e foarte dificil în același timp să reziști aceste tendințe oarecum naturale de a-ți spune prietenii de a face liste negre și liste albe. Am buni prieteni, oameni pe care respect, care lucrează cu liste albe și liste negre și care, cum să spun, nu văd lumea decât prin prisma a relației, ca să-l citesc pe Carl Schmitt acum, gânditorul tău, specialist, prieteni și dușmani. Ori eu cred că atunci când conceptualizez nu numai politica în termen de prieteni și dușmani, nici aia nu trebuie, după părerea mea, dar, mă rog, sunt idealist în privința asta. Dar atunci când conceptualizezi viața socială în termen de prieteni și dușmani, atunci comiți o greșeală foarte mare. Morală. Și o greșeală morală și o greșeală intelectuală. Dar Schmitt nu la asta se referea, la mentalitatea de gașcă. Nu. În România nu doar partidele sunt așa. Vorbeam de PSD, PNL, partide. Nu. E vorba de o mentalitate foarte prezentă în mediile intelectuale.
să avem cunoscuți comuni care așa gândesc doar în termeni de gașcă, de idei, cu tare am avut o divergență cu 25 de ani, gata, e pe lista neagră, ălălalt e pe lista albă, dar după aia îl trecem de pe lista albă pe lista neagră, când a permis cine știe ce, da. Acum, sindromul listelor nu este un sindrom românesc, e un sistem universal. Cum prostia nu este doar românească, ci este universal. Trebuie spus mereu lucrul ăsta. Prostia nu e un fenomen specific românesc. Da. Nu. Românul nu s-a născut prost doar. Unii s-au născut și poeți, dar prostia ca și sindromul ăsta de trib, de gașcă, este universal. Listele. Aici există tentația de a recurge la teste de puritate. Și aici am văzut în politica americană în ultimul deceniu, am văzut adesea acest lucru. Testele de puritate sunt teste care, cum să spun, te elimină atunci când ești în front, atunci când îți manifesti oarecum independența intelectuală sau politică. Ori acest lucru se întâmplă chiar și în viața universitară, pentru că vreau să aduc puțin discuția din sfera politică în sfera universitară. Am avut studenți conservatori care mi-au declarat în privat că se simt, nu în apele lor să-și exprime opiniile, pentru că se simt discriminați sau văzut prost de către colegii lor. Acest lucru trebuie spus. Universitățile sunt, în general, oaze liberale. În America, liberalismul înseamnă o doctrină de stânga, spre deosebire de dreapta. Mie îmi place cuvântul liberalism, am crescut cu un cult al liberalismului, dar în America, liberalismul are o conotație negativă, ca să zic așa. Ceea ce nu ar fi cazul, dar asta este. Și atunci studenții, în general, se simt... se autocenzurează, ceea ce pe mine m-a surprins. Și testele de puritate se aplică și în viața universitară. Și acest lucru are de suferit. Dădeai cazul lui Harvey Maxwell, care a fost dezinvitat. Acest sindrom al dezinvitării este foarte, foarte curent în ziua de azi. Sunt multe manifestații împotriva diferitor vorbitori. Dar mai există încă un fenomen interesant. Fenomenul acela ce în engleză se numește trigger warnings. Deci, studenții cer tot mai mult în ultimii ani să le previi asupra unor teme, asupra unor texte care ar putea să le să fie ofensatoare, să le să li se pară inacceptabile. Și atunci trebuie să spui dacă aveți obiecții, atunci puteți să săriți peste textul respectiv. Acesta este fenomenul lui trigger warnings. Păi, dar așa trebuie sărit peste Platon, peste Aristotel, peste Shakespeare, că în principiu sunt ofensatori. Da? Platon avea sclavi. Cum poți să studiezi un om care avea sclavi? Da, dar și aici ajungem din nou la testele de puritate, pentru că vrem să avem de-a face doar cu texte care sau autori care sunt puri. Și un exemplu din această privință care mi se pare îngrijorător este un fenomen care s-a manifestat în ultimii ani, a început la New York Times, și un fenomen numit 1619. Este un mod de a rescrie istoria americană care vrea să spună că, de fapt, democrația americană este bazată fundamental pe sclavie. Nu s-a eliberat niciodată de sub amprenta sclaviei și este un sistem politic eminamente nedrept, eminamente nedemocratic. Această mișcare, numit proiectul 1619, legat de anul în care au venit primii emigranți în America, pelerinii, da, din Europa, acest fenomen este un fenomen îngrijorător, pentru că este un mod de a rescrie istoria. Istoria americană este istorie impură. Sclavia a fost o prezență reală în viața americană și a fost eradicată doar cu prețul unui sângeros război civil. Acest lucru nu poate fi ignorat și nu trebuie ignorat. Pe de altă parte, acum asistăm la un efort de a delegitimiza părinții fondatori ai democrației americane, Jefferson,
N-a fost bun că era, a fost... Da, Madison, la fel, Washington. Deci, aceste teste de puritate, după părerea mea, nu și-au rolul. Nimeni nu ne cere să trecem cu vederea peste petele istoriei și istoria este impură, prin definiție, dar, pe de altă parte, nici nu suntem astăzi chemați să ștergem cu buretele și să recreăm o mitologie care nu are rădăcina realitate. Pe mine mă îngrijorează astfel de teste de puritate, pentru că, la urma urmei, ele nu reprezintă nici esența realității și nu fac decât să ne orbească, să ne punem un fel de văl. Foarte grav, mi se pare la această alcătuire de liste de prieteni dușmani, de autori puri impuri, faptul că dușmanul a devenit, cum ați spus deja, ceva de disprețuit și ceva ce ar trebui anihilat. Când încontră dușmanul, ar trebui să fie cineva care te motivează, care te stimulează. E ca și cum ne-am stabilit ca echipă națională de fotbal, ne-am stabilit adversarii, ne-am stabilit dușmani. Și atunci noi vrem să fim dușmani cu, nu știu, o echipă din divizia C de undeva. Sau vrem să avem dușmani Brazilia, sau Italia, sau Germania, echipele cele mai bune. Și în momentul în care îți valorifici dușmani, atunci dușmanii sunt o ocazie excelentă ca să crești. Așa cum autorii de pe aceste liste impure sunt ocazii extraordinare pentru creștere. Platon, Pavel și așa mai departe. Da, eu... Urmă, e ceva. Opera fondatoare a civilizației europene este Iliada. Da? Iar în Iliada, sigur că se bat ca chiori, evident că da, dar Ahile îi restituie lui Priam cadavrul lui Hector. Da? Este gestul fondator al civilizației europene. Îi respectă și admiră pe dușmani. Deci, da, ce face Ahile? No, după ce l-a târât în jurul Troiei de mai multe ori. Da? Și e adevărat că zeii și ei erau nemulțumiți de furia lui Ahile. Dar până și Ahile, da? Până și Ahile, care este a killing machine, da? Până și Ahile restituie cadavrul dușmanului său. Deci aș merge și mai departe și aș spune, dacă ești, te declar marxist și sunt mulți care cred că Marx reprezintă soluția pentru problemele noastre de astăzi, atunci trebuie să citești exact pe cei care s-au opus și l-au criticat pe Marx. Eu am un test când văd pe cineva că se declară marxist, spun, ai citit cele trei volume din principalele curente ale marxismului, cartea fundamentală a lui Leszek Kolakowski. Nu e un test de puritate pe care îl aplic, ci un test de lectură. Ai citit ceea ce spun cei care au cunoscut marxismul și care s-au declarat împotriva lui, nu pentru a te convinge că ești de partea greșită a baricade, ci pentru a-ți da posibilitatea ca să-ți întărești propriile tale argumente, pentru că nu poți face abstracții de istoria gândirii marxiste. Ori Kolakowski este lectură fundamentală. Am avut un student care a venit odată prima întâlnire la mine în birou și l-am întrebat ce vrei să studiezi, ce ai studiat. El venea de la Universitatea din Michigan și a zis, aș vrea să studiez ceva despre marxism. Și am pus întrebarea, okay, ai citit Leszek Kolakowski? El n-a auzit în viața lui de Leszek Kolakowski. Păi i-am spus, cum adică ai studiat marxismul la o universitate mai bună decât Indiana, Michigan, și n-ai auzit în viața ta, nu vorbesc de citit, n-ai auzit de numele lui Kolakowski? Bun, ceea ce vreau să spun aici este că pentru marxiști e bine să citești oponenții marxismului, iar pentru cei de dreapta e bine să citești pe criticii de la stânga și pe de politic. Am văzut, de exemplu, programe onorabile conduse de oameni pe care îi respect și în care manifestul Partidului Comunist al lui Marx nu era citit absolut deloc. De ce era justificat ca un text criminal? Ori acest lucru este inacceptabil, pentru că atunci când e vorba de idei care conduc lumea, ideile manifestului Partidului Comunist au avut o influență enormă asupra secolului XIX și asupra secolului XX. Nu poți face abstracții de acest lucru. Ori aici aș vrea eu să ajung să trăiesc într-o lume în care putem avea un astfel de dialog între oameni care au opțiuni diverse. Un foarte bun prieten român, al cărui nume nu-l voi da aici,
practic a încetat să vorbească cu mine pentru că am avut un dezacord pe tema acestei cărți editate de un alt coleg de-al meu de la Indiana. Și acest dezacord asupra textului lui Marx mi-a demonstrat încă o dată faptul că noi nu luăm în serios dezacordul de idei, da, contradicția de idei. Eu sunt în continuare în relații amicale, prietenești cu persoana respectivă, dar am ținut cursuri despre Manifestul Partidului Comunist. Adică mi se pare esențial să citești Manifestul Partidului Comunist și mi se pare important să-l citești și pe Lenin. Bun, că Marx oricum e un gânditor important, dar și Lenin trebuie citit, că dacă n-ai citit câteva cărți fundamentale ale gândirii leniniste, nu înțelegi de unde vine catastrofa. Pentru că, de fapt, catastrofa e la Lenin. El spune foarte clar că trebuie exterminat dușmanul de clasă, că dictatura proletariatului este cheia transformării sociale, deci e esențial să citești, tocmai dacă ești anticomunist, este fundamental să-l citești pe Karl Marx, fundamental să-l citești pe Engels, fundamental să-l citești pe Lenin și eu aș adăuga că e important să citești și pe Trotsky, și pe Mao, și pe Stalin, pentru că vezi de unde vine catastrofa. Mao trebuie citit, da? Trebuie văzut ce a adăugat Mao la teoria leninistă de a avut un rezultat atât de înfiorător. Și vezi că toate sunt acolo, în cartea lui despre practică, despre contradicție, despre justa soluționare a contradicțiilor în sânul poporului. Da, trebuie citit și Mao, cu toată monstruozitatea lui, da? Că este cel mai mare ucigaș din istorie. Nimeni n-a omorât atâta lume cât a reușit Mao să extermine. Dar sunt oameni, nu numai la dreapta, dar oameni la stânga care nu-l citesc pe Marx. Bun, poate Manifestul Partidului Comunist, da, foarte bine, dar Capitalul, Das Kapital. Bun, aici vreau să aduc în discuție celebra cum să spun, opoziție între Raymond Aron și Jean-Paul Sartre. Pentru mine, aș vrea să dau un exemplu de oameni pe care admir. Raymond Aron reprezintă cazul intelectualului responsabil, angajat în cetate, dar un intelectual nepartizan. Recomand tuturor frumoasele sale dialoguri cu doi discipoli care au devenit discipoli ulterior, dar erau oponenți de idei, Dominique Volton și Jean-Louis Misica, în Le Spectateur Engagé, cartea Spectator Angajat, publicată în 1981 la Paris. Aron și Sartre reprezintă cele două extreme. Aron a fost întotdeauna disponibil dialogului. S-a angajat într-o dezbatere de idei cu Sartre. Sartre a fost omul monologului. L-a ignorat total, deși erau prieteni încă din perioada școlii de la Ecole Normale Superioare din anii 20. Ori, pentru mine, modelul Aron reprezintă modelul de urmat, intelectual responsabil, sobru, care nu este un intelectual partizan. El l-a sprijinit pe De Gaulle atunci când era nevoie, dar n-a ezitat să-l critice atunci când De Gaulle a luat-o pe arătură, cum a fost declarația lui față de Israel în 1967 și așa mai departe. Deci, bine a făcut că l-a susținut. Da, evident, dar l-a susținut în 68 și în 68 poziția lui Aron este o poziție foarte interesantă. Deci în timpul manifestațiilor din mai, el a fost clar pentru apărarea ordinii constituționale de stat, el a fost printre cei care s-au pronunțat pentru reformarea sistemului educațional. El era printre cei mai vehemenți critici ai sclerozii sistemului universitar de la Sorbonă. Studenții l-au perceput ca fiind un inamic. Or, acest lucru trebuie spus. Până la urmă, astăzi, studenții în 68 spuneau, e mai bine să nu ai dreptate cu Sartre decât să ai dreptate cu Aron. Astăzi, cred eu că este invers. Se poate spune foarte, foarte clar că e mai bine să fie avut dreptate cu Aron decât cu Sartre. Dar modelul acesta este greu de urmat. Oameni ca Aron apar odată pe secol, dacă nu mai rar chiar. Răzvan, vrei să adaugi ceva legat de Raymond Aron, de Jean-Paul Sartre, de ce spunea Aurelian? Întreb pentru că în curând o să și încheiem discuția noastră, mai avem câteva minute. Aș fi vrut să spun ceva legat de tema principală a discuției noastre, și anume moderația și echilibru care vine la pachet cu moderația. Nu poți să ai altfel moderație.
Și știu că mersul pe fund este o metaforă importantă pentru acest exercițiu al moderației. Da, dar uite, avem cartea excelentă a lui Asta e imaginea moderatului. Da, da, funambulul. Da, funambulul. E un moment important în istoria filozofiei când apare această imagine a funambulului. La începutul unei cărți scrise de Nietzsche, și anume așa Greita Zarathustra, când apare funambulul care merge pe funii. Și reprezintă încercarea omului de a se autodepăși. Mergerea de la om la supra-om. Supra-om, bineînțeles, nu are niciun fel de conotație rasială, rasistă. E vorba de autodepășire. Exercițiul moderației este un exercițiu de autodepășire, pentru că am văzut deja în discuții cât de greu este să fii moderat și cât de ușor este să o iei pe arătură. De asta și în cazul lui Nietzsche, funambulul până la urmă cade. Nu reușește să se mențină în acest registru al moderației. Cred că și moderații, da, mai trebuie din când în când să se mai enerveze. Nu e normal să fii tot timpul moderat, tot timpul ca o vată. Da? Din când în când mai trebuie să spui lucrurilor pe nume. Da? Cred că moderația nu trebuie să devină castratoare. Asta cred că e esențial. Da? Moderația nu trebuie să devină castratoare și nu trebuie să ajungem să cultivăm ceea ce s-ar numi în franceză langage de coton, limbajul de vată. Nu e nici limbajul de lemn, dar nici limbajul de vată. Da? Uneori trebuie spuse lucrurilor pe nume, trebuie să mai și înjuri dacă e cazul. Cătura sănătoasă la momentul potrivit. Pentru că amintiri, adică cei mai mari eroi ai moderației au fost capabili de vehemență. Mă gândesc la Cicero, de exemplu. Da? Cicero este pentru mine un erou al moderației politice. Este una dintre marile figuri din care ne putem inspira. Dar același Cicero a denunțat în cuvinte foarte vehemente, foarte puternice, pe Catilina, pe Clodius, pe Marcus Antonius. Deci moderatul trebuie să fie capabil de vehemență atunci când e cazul. Mi s-a tăiat și capul. Eu am o glumă pe care o fac uneori și o spun așa, spun că eu nu pot să și practic și să scriu despre moderație în același timp. Am ales doar să scriu, nu vă așteptați ca să și practic. Și am imaginea chiar în departamentul în care predau, dar și între prieteni, că am puseuri imoderate. Ai perfectă dreptate. Un grăunte de imoderație, spunea chiar Seneca, preluat de Baltasar Gracian, este întotdeauna necesar. Pentru mine, imaginea moderatului mai aproape de noi este cea lui Abraham Lincoln. Lincoln a fost un moderat. Lincoln a încercat să evite războiul civil. Lincoln n-a fost un aboliționist, deși el s-a fost împotriva sclaviei. El a încercat să, cum să spun, să modereze tensiunile. Până la urmă, el a fost cel care a luat decizia, cum să spun, foarte tragică de a implica țara într-un război civil și a semnat declarația emancipatoare a sclavilor. Deci el a fost cel care a pus capăt sclaviei, un moderat. Aici putem aduce în discuție chiar, cum să spun, imaginea foarte dragă a amândurora a lui Nicu Steiner, care vorbea în anii 30 despre o moderațiune violentă, o moderațiune pasională. Atunci când extremele sunt pasionale, moderații nu stau în mijloc și discută despre să o luăm la stânga sau să o luăm la dreapta. Apără ce? Apără normele democratice, instituțiile democratice, civilitatea. N-am discutat despre civilitate, dar este o altă componentă esențială. De asta, pentru a înțelege moderația, ca să într-un fel să rezumez ce am discutat, nu e suficient să vorbești despre moderație. Este doar o parte a unui arhipelag. Moderația face parte dintr-un arhipelag și așa am și definit-o în prima carte pe care am scris-o în engleză pe tema asta. E o virtute pentru spiritele curajoase doar, pentru că... Iar din acest arhipelag, iată, mă face parte și discernământul, absolut, prudența, civilitatea, exact. La politețea este esențială. Politețea. Și din acest punct de vedere este foarte important să înțelegi care sunt antonimele moderației. Fanatismul, extremismul, radicalismul, capacitatea de a fi zelos, nu știu care este substantivul pentru acest zelotismul, zelotismul. Or,
pentru a studia un astfel de concept, e nevoie să-l placez într-un câmp semantic din mijlocul căruia își extrage esența și seva. Nu e suficient să spui îmi place moderația sau nu, trebuie să studiez toate acestea. Și de aceea eu am încercat, prin ceea ce am făcut în ultimii ani, să regândesc istoria gândirii politice și să propun un alt mod de a vedea, nu împărțim istoria între moderați și moderați, cum se poate crede greșit, ci în a reconstitui alături de alții acest arhipelag nevăzut al moderației. Pentru că sunt oameni care lucrează pe civilitate, sunt oameni care lucrează pe conceptul de prudență, pe conceptul de compromis. Unul din studenții mei a scris de altfel o carte care a câștigat un premiu, Alin Fumurescu, despre compromis. Da, o am. E foarte bună cartea lui. Da. E foarte bună. Sau imperfecțiune. Datele lui de contact, că vreau să facem o emisiune și cu Alin Fumurescu. E o carte foarte bună. Și o să fie. Să discutăm. Da, deci și conceptul de imperfecțiune. Un alt foarte bun prieten al meu, Costică Bădățan, scrie despre imperfecțiune, scrie despre ratare. Toate aceste concepte sunt concepte importante. Și ele fac parte din acest univers mental al din păcate cam trebuie să încheiem, e deja fără 7 minute, 3 fără 7 la noi. Ce aș reține că ar trebui neapărat să ne faci niște cursuri pe aceste teme, da? Pe aceste teme legate între ele, nu doar moderația, ci și civilitatea, prudența. Și te așteptăm cu cursuri despre Remo Aron, despre Michael Oakeshott, despre care am vorbit acum și care e un gânditor major, e foarte important, Michael Oakeshott, de asemenea despre Ortega y Gasset, pentru că tot l-am evocat mai devreme, despre Guizot. Abia așteptăm să avem aceste cursuri, l-a evocat mai devreme și pe Baltazar Gracian. Și cred că și el ar fi un subiect pasionant, da? Acest iezuit spaniol este un gânditor minunat. Un gânditor uriaș. Cu mare plăcere, singurul lucru pe care să nu mă puneți este să nu mă înscriu pe un partid politic, pentru că nu sunt... Nu, glumesc. Nu sunt... Eu nu sunt membru în vreun partid. Nu sunt un om de încredere și sunt pe lista neagră a multora. Deci vă fac un deserviciu politic. Noi pe lista noastră albă, da, uite că mă forțez să spun că am și eu listele mele, da? În general, listele mele albe sunt mai lungi decât cele negre. Dar oricând, cu plăcere, mi-ar face plăcere să vorbim despre Tocqueville, despre cum să gândim democrația și așa mai departe. Însă vreau să readuc spre final, în finalul discuției, ideea despre moderație. Cea mai bună definiție a moderației a fost dată, în opinia mea, de un gânditor din secolul XVII, se numește Joseph Hall, care spunea moderație este acest fir de mătase care trece prin șiragul tuturor virtuților. Deci, e o idee aristoteliciană. Absolut. Deci, da. Deci ideea revine în opera lui Cicero, de exemplu, în De Officiis, în care spune nu poți fi înțelept dacă nu ești moderat, nu poți fi cu adevărat curajos dacă nu ești moderat. Deci moderația este acel grăunte de sare care, cum spuneai, e o parte a discernământului. Nu este soluția în toate momentele vieții. Cum spuneai, sunt momente în care trebuie să lupți cu așarnament pentru apărarea unor sete valori în care crezi, dar este, cum să spune, acea combinație, acea alchimie a valorilor și a virtuților de care depinde, până la urmă, buna conviețuire în societate. E o virtute personală, deci o virtute politică. Eu am vorbit în scrierile mele, vorbesc despre virtutea politică. Nu sunt filozof, îi las lui Răzvan acest lucru, nu mă pricep să vorbesc în termeni teologici despre acest cuvânt, dar ce vreau să spun este că este aici un program larg, ceea ce se numește Virtue Ethics, etica virtuților, care, cum să spun, ne poate ocupa până la adânci bătrâneți. Și dacă tot așa vorbim, ajungem la adânci bătrâneți. Da, și e o ocupație foarte bună. E o bună manieră de a îmbătrâni, să vorbim despre aceste lucruri perene și importante. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat să participi la emisiunea noastră și încă o dată îți mulțumesc că te-ai trezit cu noaptea în cap, te-ai trezit la ora 5 ca să poți intra în acest dialog cu noi și
Îi mulțumesc de asemenea lui Răzvan Ioan, ca de obicei, care a fost alături de mine și ți-a pus întrebări foarte pertinente, în general mai filozofice decât ale mele, după cum ai văzut. Și mulțumesc de asemenea ascultătorilor noștri pentru fidelitatea cu care ne urmăresc și vă dau întâlnire peste o săptămână, tot așa, la ora 1, pentru emisiunea Metope. Să ne revedem cu bine peste o săptămână. Numai bine, mulțumesc și eu. La revedere. Mulțumim.